Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înaintează în vârstă și fii și mai bun. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Psalmul 118, versetul 17. În zilele noastre, unii oameni trăiesc mai mult și se bucură de o mai bună stare de sănătate. Așa că ar fi bine să luăm ce e bun din înțelepciunea lor și să le prețuim performanțele. Poate ai observat că spoturile publicitare de la televizor au ca țintă persoane din ce în ce mai tinere. De ce? La urma urmelor, un tub de pastă de dinți vândut unei persoane de 80 de ani nu este la fel de profitabil ca unul destinat copiilor? Ideea că viața se oprește la vârsta de 60 sau 70 de ani nu are niciun sens. Immanuel Kant a scris una dintre cele mai valoroase lucrări filozofice ale sale la vârsta de 74 de ani. Verdi a pus pe hârtie Ave Maria, aria sa devenită clasică, la 85 de ani. Alfred Lord Tennyson avea 80 de ani când a scris Crossing the Bar. Judecătorul Oliver Wendell Holmes a elaborat câteva dintre cele mai strălucite opinii ale sale la vârsta de 90 de ani. Tizian a pictat faimoasa alegorie a bătăliei de la Lepanto la vârsta de 98 de ani. Președintele Ronald Reagan a fost unul dintre cei mai puternici oameni din lume la vârsta de 75 de ani. Noe avea peste 600 de ani când a ieșit din arcă și a ajutat apoi ca lumea să o ia de la capăt. Psalmistul David a scris două lucruri demne de luat în seamă despre îmbătrânire. 1. Ei, cei fără prihană, aduc roade și la bătrânețe. Psalmul 92 cu versetul 14. Și al doilea, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Psalmul 118, versetul 17. Când reflectorul se mișcă de la persoana ta la generația mai tânără, nu fi descurajat. Slujește cu credincioșie în umbră, știind că într-o zi Dumnezeu te va răsplăti din plin pentru tot ceea ce ai făcut.